Am săbiau, 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 până face mâța mea și cocoșul cucurigu. La pede e tot câștigul, măi! Sunet aveam? Până face mâța. Perfecto! Noroc! Bună seara unora care sunt într-un fus orar cu mine. Noroc, Ghena, plămădeală, patronă emisiunii Lumina. E ora două noaptea aici la mine. Trei copii din toți trei care s-am în casă dorm. Eu o să încerc să grăiesc suficient de tare încât să nu-i trezesc și suficient de încet încât să ne auzim doar noi. Dar să nu ne audă tot felul de camere ascunse și după asta să ne merim la public, la știri. Și voi tot aveți grijă, uitați-vă prin părți. Nu cumva cineva să vă filmeze de acolo de unde nu v-ați așteptat. Noroc, Andrei Balacan mă numesc, nu, уже поменялись времена, Balacan mă numesc. Andrei, urmăriți un live al emisiunii Lumina. Băi, în primul rând am o nedumerire, deși v-ați apucat amul la sfârșit de săptămână, când e timp de șașlăcioașe. E timp de odihnă. Soare frumos, bun, în Chișinău a plouat, dar s-a încălzit în sfârșit la Montreal. E plus 10. Se poate ieșit la un șașlăcioc, se poate ieșit la o. Plus la asta, eu sâmbătă. De câteva luni de-am programat, eu am spectacol de sfârșit de an de dans cu copchii. Am fost la spectacol asta. Dar voi te-ați mesajă, uite Andrei, țără arde, dar ție dansa? Da, ne-a dansa, e că poți să vă arăt și voi, e că, uitați-vă și voi, ia-că-te-o. Ecco. Eu la spectacol am fost mai copchii azi, sâmbătă. Înțelegi? Tu înțelegi cum ne se rupenea inima? Copchilașul frumos pe scenă, de aici știrile curg una după alta. Sute, eu cred că sute de titluri am citit ieri. Hai să întrerupem spectacolul. Sute de titluri de știri. Mie mi-a plăcut foarte mult cum Agora au structurat. Cu toate că ceilalți iarăși au făcut față evenimentului. Mie mi-a plăcut cum Agora au structurat și poate aș putea și vouă să vă arăt. Vă vedeți? Da. Că uite, sute de titluri, la fiecare 10-15 minute câte un titlu de știre. Se formează majoritatea parlamentară. Parlamentul votează președintele parlamentului. Igor Dodon vine la parlament. Probe publicate de publica. Maia Sandu înaintată de Dodon la funcția de prim-ministru. Și asta nu se oprește. Și asta, uite, jumătate din știrile care au curs ieri. Curtea Constituțională cu răspunsuri. Acest live, această transmisiune live nu vine să sumarizeze de ce s-a întâmplat, pentru că eu tot sunt de pe șerbințală și ora două noapte la mine. Dar eu am remarcat cât ceva care ne-a atras atenția și poate lucruri care o leacă au fost evitate de unii, nu prea tare urmărite, nu tare comentate, dar eu consider necesar să tragem atenția la aceste lucruri. Vreau în câteva clipe să ne uităm la cum o reflectat printr-un interviu la Prime, în la oră de vârf, la cel mai urmărit, cum spune ei, buletin de știri al serii, cum a reflectat holdingul aceste evenimente și prin și prisma a vrut să transmită evenimentele de ieri din Parlament. Faptul că totuși este o majoritate și nu știu dacă cineva își aduce aminte, dar PD-ul a mers în campania electorală din februarie. Eu sper că vă aduceți aminte că o campanie debilă prin Chișinău cu panouri de care vrei, care ne anunțau pe noi că intenția, dorința, jisul PD-ului este să aibă un parlament cu, hai continuați gândul, 61 de deputați. Și am avut ieri. Ieri ce am avut? Ieri am avut parlament cu 61 de deputați. Funcțional. După tăt. După lege mai ales funcțional. E că au fost parlament, 61 de deputați, și stai să te întrebi, e că există Plahotniuc care și-a dorit parlament cu 61 de deputați. O venit blocul acum și pe SRM și i-o dat. Indirect, dar i-o dat. Parlament. Nu, tot nu-i place. Parcă e un copil, băi, parcă e un copil de 3 ani. Și vrea el de la viață, și vrea... Nu, uite, eu vreau să-l împăcăm. Pentru că eu sunt că el un om destul de influent în Republica Moldova, dar nu este împăcat. Hai să-l satisfacem cumva. Protestatarii plătiți de PD, aduși de PD cu forță, ideii n-au și să facă. Ei se încurcă în declarații. Într-o zi și stabilitate, pentru că dacă ați și anticipate, nu-i stabilitate, ca la distanță de câteva ore, Candu spune,
Și și-o și, dar și aici se întâmplă o uitare mare instabilitate. Hai, mai gine cu anticipate. Și? Numai și protestatarii tăi spuneau că nu trebuie anticipate. Că... Numai și protestatarii. Și? Ce se întâmplă, prieteni? Apoi când tot haosul ăsta încerci să te descotorosești, bineînțeles că foarte multe postări în Iroseu a... Hai și-o deschide sticla de șampanie. Eu personal sunt ultra sceptic apropo de deschidere de sticle de șampanie. Vă îndemn și pe voi să nu uitați că Republica Moldova nu înseamnă doar Plahotniuc și regimul și o lecuțică de caracatiță acestea. Mai înseamnă, da, hrăni și cazuri de corupție. Și dacă tot vorbim de Plahotniuc, hai să vorbim despre aleșii locali care în ultimii câțiva ani, din câteva sute care erau cu pele de meș comuniști, brusc au devenit aproape vreo 700 a PD-ului prin șantaj, prin dosare penale, intentate pe bune sau intentate nu pe bune, îi diznai. Și la urma urmei, hai să nu uităm că la Soroca, femeile de 42 de ani care merg noaptea pe străzi, trebuie să steamă nu de bărbați violenți sau de alte femei, dar de câini. Da, e ca așa, un buchet de probleme, dacă vreți, pe lângă Plahotniucul țării noastre. Ceea ce am vrut eu cu voi astăzi să urmăresc, dacă îmi permiteți, de dimnișoară așa la răcoare, puteți să, bineînțeles, să puneți pe save post acest video și să vă uitați alea că mai târziu, dar eu cred că merită să ne uităm la un interviu pe care l-a avut Andrean Candu. Ieri seara, asta era sâmbătă, ieri și la mine azi, ieri adică tot, în emisii la Prime. Andrean Candu a discutat cu o fost colegă de-a mea de la Jurnal TV, Dana Olejnic. Da? Hai să presupunem că noi cu Dana nu ne cunoaștem, că noi... Sintagma mea preferată, tabula rasa. Ne uităm că prima dată pornim televizorul și urmărim noi. Hai să încercăm să vedem dacă voi să aveți sunet și imagine. Așa. Ok. Ia câte ăla, asta e băcățică și e din interviu. Mai întâi primul reportaj din știri, bineînțeles, era un reportaj amplu și foarte părtinitor despre cum ceea ce s-a întâmplat astăzi în Parlament este absolut nelegitim. Și cu părerile PD-ului care spuneau că, uite, forul numărul 1 care apără constituționalitatea țării, Curtea Constituțională, au zis că ăia nu se poate, dar ei tot din nou au făcut mare circ, foarte urât, și a făcut PSRM și acum, da? Iunie 2019 și ulterior. Ce se întâmplă astăzi în Parlament este o mare ilegalitate, este o tentativă de uzurpare a puterii de stat. Regretăm că am ajuns la astfel de situație. Ne-am plăcut că de atâtea ori vorbesc de cuvântul ăsta, regret, știi? Eu țin minte pe în clasa 4 și cineva a zis despre o parabolă că regretele cam la nică n-ajută. Regretul este asta e un adaos de dureri. Poți din regret să naști un soi de un fragment de artă, dacă vrei. Știi, poți să, e că tu ești trist, după asta îți mai adaugi o doză de regret, pe urmă ai o băcățică de muză, de inspirație și naști o poezie, un cântec. Începi să scrii o carte. Da? Poți să pictezi ceva frumos. Dar mai departe decât atât, dacă stai și pedalezi pe regret, asta nu naște tare mult lucru. Regret asta înseamnă să-ți dorești să schimbi trecutul. Nu cum zic, ei sunt destul de puternici pe Dumnezeu în a schimba foarte multe lucruri, destul de metafizice. Da? S-a demonstrat că un live a unui candidat la primărie schimbă cursul alegerilor și trebuie de anulat peste 200.000 de voturi care au fost oferite atât pentru Ceban cât și pentru Andrei Năstase în turul 2 anul trecut la alegerile municipale din Chișinău, alegerile locale din Chișinău. AMUPD-ul a demonstrat că 3 luni înseamnă 90 de zile. Da? Tu credeai că o lună uneori înseamnă 28 de zile, uneori 31, nu? O lună înseamnă 30, fix, da. Când ai cuva de explicat cât asta un gigabyte? Un gigabyte asta nu 1024 sau nu știu cât acolo nebunii ăștia de americani au inventat. Un gigabyte asta 1000. Mai ușor ai mulțit, ai împărțit, ca așa ca să știți. Regretăm faptul că principiul unui stat de drept este atât de departe de către cei deputați din PSRM și blocul acum, ori întotdeauna au pledat pentru statul de drept, iată că ignoră deciziile legitime, legale ale autorităților statului, ignoră deciziile legale ale curții constituționale. Deputat. Bleac, cât jeli grești, sârbul, bleac. Eu înțeleg că l-a lovit Grigorciuc cu palma, dar senzația că cineva permanent, hai grește, hai trezește, grește. Pe SRM și cei din blocul acum însă nu s-au oprit și au votat prim-ministrul țării. Funcția i-a revenit liderului PAS, Maia Sandu. Pentru cei care poate n-au fost atenți,
pe lângă multe alte surprize, ieri în Parlament nu a fost nici lunină și nici sunet. Adică să-ți dai seama, anul 2019, un stat aparent european, așa arată pe hartă. Eu m-am uitat, Republica Moldova e undeva în Europa. În Parlament, în forul suprem, Iopernei Babai, intră 61 de deputați care alcătesc o majoritate, în primul rând paznici și zic, băi, băiat, azi e sâmbătă, stai o leacă așa un nișdancic, stai o leacă să mă dau cu duhi, nu m-am pregătit. Un la mână, doi la mână, deputații zic, tax, n-ar strica să aprindem lunina, că e, nu știu, pentuneric, știi, te trage la, e la prostic. În 2016, pentuneric, Filip l-a tras și a devenit prim-ministru. Noi vrem cu lunină, să vadă și să audă. Așa s-a întâmplat că, pentru că e sâmbătă, nu se știe, angajații Parlamentului nu știu sâmbătă cum se aprinde lunina. De luni până vineri, pajausta, vin când vrei, de dimineață până seara, ți aprindem lunina, unde vrei, ți-o ținem, lunina, și ți-o aprindem. Dar e ca sâmbătă, mujic, честно, știi ca la piață, când puteți vă rog să cedați măcar 10 lei din pereche de jeans. Nu pot, că sunt realizator, lucrez la stăpân. E ca fix așa și la Parlament, băi. Nu puteți îi găsi nici lunină, nici sunet. Mulțumim lui Pașa Parfenie că o găsit o boxă și o reușit cumva parlamentarii să grăiască. Vă vedeți mă absurdul situației? Un cântăreț ajută deputații, majoritatea parlamentară cu o boxă, pentru că Parlamentul nu avea sunet și lunină. Afigena. Bun, este textul de protocol care trebuie să-l rostească fiecare prim-ministru. Ulterior. Apropo, eu înțeleg de ce există acest text protocol, ca nu cumva cineva să improvizeze, dar nici n-ar fi curios dacă s-ar permite, știi, să varieze acest text, în dependență de candidat. E că poate unul nu-i place cuvântul propășire, nu-i place cuvântul propășire. Sunt tare nemodern, nu știu cum, propășirea țării. Ce înseamnă propășire? Știi, parcă încălcaie, că știi, parcă cineva o săpat și stau așa, huiduși în pământ când calci și încă și o lecă-i pătii ud pământul și te închede și calci așa și în țărnă, știi, în primul între țărnă, în colțun și... Nu-mi place cum se propășire. A fost investit întreg guvernul. La scurt timp, Curtea Constituțională a declarat La scurt timp, Dana Oleinic citește textul. La foarte scurt timp, apropo. Mă-și vă arăt în câteva clipe la cât de scurt. Constituționale decretele președintelui Igor Dodon de desemnarea Maiei Sandu în funcția de premier și cel de investire al guvernului. Păi, stai, dar eu nici n-arăt video, scuzați. Voi și nu ziceți. Se declară neconstituțional decretul președintelui Republicii Moldova privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Bine, nici sârbu, nici palelungi n-am mâncat de dimineață. Uite la dânșiți de uscați. Se declară neconstituțional decretul președintelui Republicii Moldova privind numirea guvernului Republicii Moldova. Bă, de când se trezește de dimineață, sună alarma. Se declară neconstituțional sunetul de alarmă care pe minim o trezit din somnul este adulce. Mihai, scoală, că se rășește ceaiul, mâncarea, ți-am pus în fără frică. Se declară neconstituțional omleta care ne-ai pregătit-o fără cașcavalul cedar care te-a rugat în gâdea sară să-l pui la tochit. La tot cred că se declară neconstituțional și nu-i placul lui sau stăpânului. Hotărârea Curții Constituționale este definitivă și nu poate fi supusă niciunei căi de atac. Și cum a zis Mihai Eminescu, ei, fut, urmărim mai departe. Cu asta se termină reportajul. Invitat special în studioul Primelor Știri este vicepreședintele Partidului Democrat din Moldova, Adrian Candu. Dana, o să te opresc. În primul rând, o mare greșeală a făcut aici Dana. Dana a zis, invitat special în studioul Primelor Știri este Adrian Candu. Cum poți să zici că Candu e invitat special? Candu, tu, Dana Oleinic, holdingul, tot e un întreg. Nu poți zici Candu e invitat special, el e parte din familie, el e de-a vostru, el nu e special, el e de-a vostru, da? Dacă ai fi zis că a venit Năstase în emisie, Maia Sandu proaspăt aleasă, nelegitim prim-ministru, cum ziceți voi, asta e invitat special. Dacă ar fi venit Candu la Jurnal TV, invitat special, dar în cazul dat invitat proasta și plus, eu nu știu dacă tu l-ai invitat, nu știu dacă cineva l-a invitat pe Candu, nu știu dacă cineva de la Prime l-a sunat și zis, bună ziua, domnule Candu? Da. Domnule Candu, v-am întrerupt cumva? Nu, îmi dădeam dințișorii cu cremă. Domnule Candu, am putea să vă chemăm la un scurt interviu?
interviu? Stați să mă uit în agenda. A, nu, nu, domnul Candu, e la noi interviu. A, la Prime? Da, vin. Putem să vă numim invitat special? Nu că puteți, trebuie. Vă mulțumim, domnule Candu, hai terminați cu Cremoșara și vă așteptăm în direct. Eu așa aș vedea, știu, o discuție sinceră. Hai să continuăm să urmărim, să vedeți cum decurge acest muc de discuție. Bună seara, domnule Candu, PDN a calificat drept. Păi așa de frumușel, eu nu mă... Iertați-mă, el e tare frumușel, el e tare frumușel. Eu sunt căsătorit, el e căsătorit. Dar nu pot să mă opresc din... Uite la dânsul! Uzurparea puterii de stat, tot ce s-a întâmplat astăzi în Parlament, pe ce se bazează această apreciere? Bună seara! În primul rând, termenul de formare a unei coaliții parlamentare, unei majorități parlamentare și a unui guvern, a fost expirat ieri. Revenim la legenda cu 90 de zile. Ok, și aici eu vreau să vă arăt o părere a unei juriste, dacă îmi permiteți, da? Nadejda Hriptievski se numește, eu am publicat-o și pe Lumina, este această postare și pe Lumina și o să vă arăt în câteva clipe. De departe, sunt tare departe de domeniul juridic, dar vreau să cred că articolele citate, probele citate în această postare sunt corecte, sunt drepte. Și vreau și voi să înțelegeți, sau și obțin vreau și pe voi să vă provoc la discuții, la înțelegere. Dați-mi voi doar o clipă, că internetul la două noapte în Canada e lent. Așadar, Nadejda Hriptievski scrie acum câteva ore. Deci văd dacă și voi să vedeți. Observați, da. Decizia Curții Constituționale de ieri, adică de-am deja de alaltă ieri teoretic, da? Cu privire la termenul limită de dizolvare a Parlamentului, e cea mai mare aberație pe care am văzut-o până acum. Ei, absolut arbitrar și fără niciun suport legal, au introdus 90 de zile alături de 3 luni. Acest lucru este sub orice critică. Avem normele codului civil, care foarte clar determină. Dacă termenul este indicat în luni, el expiră în ziua din luna respectivă. 9 martie validare, 9 iunie expirare. Iasnă-i, crasnă-i. Nu ai cum să excluzi 2 zile din 2 luni, care au 31 și nu 30 de zile. Nu trebuie să fii jurist să înțelegi asta, nu? Dar 9 iunie este duminică. Și conform normelor generale, cod civil, ziua limită se calculează ziua următoare de lucru, până la 24.00. Asta înseamnă 10 iunie. Respectiv, cum poți într-o decizie a Curții Constituționale să indici 90 zile așa din pod, fără de măcar vreo explicație? Și vii cu așa o decizie spre sfârșitul zilei de 7 iunie, indicat ca 7 iunie termenul limită. Într-adevăr, este o leacă incredibil. Cât privește anunțul președintelui Dodon, da, el încă nu este obligat să dizolve Parlamentul. Este un drept discreționar, iar circumstanțele încă nu sunt suficiente pentru a transforma discreția în obligație. Destul de concludente explicații după mine. Reveniți pe pagina Lumina dacă vreți citiți. Reveniți, dacă vreți puteți să mergeți pe profilul Nadejda Hriptievski. Postarea este publică. Puteți să vedeți și în comentarii câțiva cetățeni care încearcă să o contrazică cu niște probe, cu niște exemple de hotărâri ale Curții Constituționale de până acum. Dar ne-a plăcut că internetul a curs după asta cu foarte multe pricoale și eu cred că nu trebuie să ne oprim la asta. Eu nu mai țin cine a lansat asta, era pricolul ăsta cu poale lungi de la Curtea Constituțională, sunt întoarși din vacanță, el știe, era copil și... Mătin Dumitru Alaiba a scris asta. El e copil în clasa 1, s-a dus în vacanța de vară. Și în clasa 2, când vine, se întoarce pe 29 august. Vine, bat la ușă și paznicul zice, bă, pe 1 septembrie trebuie să vii. Dar mi-a zis că e 3 luni vacanța. Destul de târziu. Și multe alte asemenea glume. Eu nu sunt bun la povestea anecdote. Mergem mai departe, hai să-l auzim pe Handrian. De astăzi începând, toate deciziile care se iau în Parlament se consideră ilegale, nelegitime, deoarece de astăzi... Ilegale, nelegitime, dar nu e același lucru. Apropo, eu știu, poate e de vreme la voi, la mine de-am o leacă, e târziu și eu mă intrez să conduc mașina, plecam iar cu fetele, piscină, chestii, copchii. N-a să-mi permit să beau. Dar dacă vreți, puteți să reveniți după asta la acest video, să-l găsiți. El este, apropo, video ăsta nu e de Prime. Prime nu a postat acest video. Public au postat video lung de Prime. Ca și cum, băieți, faci tot posibilul, să vadă cât mai mult lume, trebuie să vadă, ce adevăr greșește, Handrian a invitat special. Dacă vreți, vă propun un concurs, afiditelnei, de fiecare dată când Andrian Candu spune în acest interviu cuvântul ilegal sau nelegitim, dați-mi un shot peste cap. Și dacă vă țineți până la final de video, maladeți, campioni,
desantnici. Sunt circumstanțele pentru dizolvarea Parlamentului. Există Constituția Republicii Moldova, care spune clar că există termen, că sunt 3 luni de zile în care partidele politice trebuie să formeze majoritatea și să formeze guvernarea, ceea ce a expirat ieri. Și există la fel legea noastră supremă, Constituția, care spune că președintele țării, din acest moment, este obligat să parcurgă proceduri pentru dizolvarea Parlamentului. Și nu o spune doar Constituția, dar sunt și câteva decizii anterioare ale Curții Constituționale, deci nu e de astăzi, nu e de ieri, chiar vorbim de o decizie a Curții Constituționale din noiembrie 2015, care obligă președintele, în cazul în care nu se formează guvernul 3 luni de zile, să demită guvernul, să-l dizolve și să numească alegerile parlamentare anticipate. Deci sunt prevederi legale, Constituția este legea supremă, și Curtea Constituțională este garantul Constituției și respectiv chiar și astăzi a fost luată decizia că tot ceea ce s-a întâmplat astăzi în Parlament este ilegal și nu este legitim. Ați tras stica câte un șot. Am mai zis o dată, ilegal și nelegitim. Fără a comenta prea mult despre cine sunt membrii Curții Constituționale, dar amintindu-ne pe scurt cum la sfârșit de mandat a fostului Parlament doamna Raisa Apolski, fostă membră PD, domnul Corneliu Gurin, fost procuror general implicat în dosarul filat, domnul Reșetnikov? Reșetnikov, da, am uitat numele, scuzați, e noapte, e târziu la mine. Oameni extraordinar de apropiați PD-ului, atât de apropiați ca melcul de asfalt după ploaie, înțelegi? Că asemenea oameni sunt Curtea Constituțională. Vine PD-ul și splânge la dânș, oamenii apropiați PD-ului în 17 minute zic: uai, mujucu, bez problem, tu ai dreptate, ești așa ilegal. Treaba rezolvată, înțelegi? Și Candu, la cel mai urmărit buletin de știri al serii, vorbește despre asta. Care pot fi consecințele politice, sociale și economice ale acestei situații, practic, fără precedent? E că aici răsună o întrebare care... spoiler alert, nu o să aibă un răspuns în acest interviu. Care sunt consecințele? Care ar fi riscurile într-un fel? Pentru că Dana mai repet o dată asta. Dar Candu tot nu reușește să răspundă. Dar uite în și direcție o apucă Andrean Candu. Și deși eu am insistat asupra acestui video, pentru, după cum v-am spus, sute de titluri noi putem urmări. Zeci de video TV8 au lansat, zeci de live-uri în media, Agora, Ziarul de Gardă, Vox-uri cu oameni în stradă. Terminând cu cei care acum deja sunt cu corturile instalate prin centru, pe la instituțiile statului. Eu am insistat să urmărim împreună la asta ca să vedeți cum arată un discurs public lansat de pațani, pentru că asta e șeia, asta e catleta lor centrală, că îi lotrămâiesc pe portavoce, Sara, să grăiască. Noi asta vrem lumea să audă, îi insistă lumea să audă, îi bagă pe sponsorizate, îi aruncă asta pe tot felul de grupuri pe Facebook, îi răscutesc asta la câteva televiziuni simultan, deci asta vor lumea să audă. Și ne-i curios cum putem noi să ne raportăm la asta? Dacă oamenii vor asta să audă și urmăresc ei și dacă noi vedem care sunt intențiile lor prin vorbele pe care îi lansează, putem noi oare să ne dăm seama și ne oaia și ne lupul? Da, cu adevărat, aș spune că nu s-a mai întâmplat în Republica Moldova așa de abuziv cineva să încerce să preia puterea ilegal. Ei, fut! Ei, nimic ce fac! Nimeni niciodată nu a abuzat. Uăi, totuși, dar țineți minte, era o noapte în anul 2016, o noapte de ianuarie, cu proteste, debile proteste. Mișa Ghimpu s-a ales câțiva pumni în cap, iușcă eu curs. Nimeni nu a preluat puterea abuziv. Nu. 7 aprilie 2009 și ciuvași influenți de la 7 aprilie 2009 care lucrau atunci pentru Ministerul Afacerilor Interne au urcat în rang și amus angajați. Unul bine mersi, chiar și deputatul devenit. Salut, Jăzdan, bună dimineața, nu dormi? Sper că... Nu? Și? Nu a mai fost? Nu? Niciodată. Doamne Ferier, voi ați văzut cu câtă forță Pașa Parfenie a adus boxa în Parlament. Și a pus-o, a zis, ascultați, megavați de sunet. Și singura soluție este ca cetățeanul Republicii Moldova să fie chemat să-și spună cuvântul. Reamintesc. Dana a întrebat de consecințe. Care ar fi consecințele acestui fapt? El s-a axat pe
e unic în istoria Republicii Moldova. Și Mucandu începe o lecție de drept electoral, care prost a trebuit de jos pe oricine. Eu am senzația că asta nu a făcut parte, nu a fost parte din plan. Întrebările Danei erau parte din plan, pentru că Dana nu putea să meargă în emisie fără întrebări dictate de șefi, colegi mai înalți în funcție. Puterea în stat aparține poporului, scrie... Uite, blea, uite la fața lui! Puterea în stat aparține poporului. Dana, tu ce nu știi ce înseamnă? Dana, democrație din limba greacă. Demos, plaha, kratos, iaralov. Democrație, puterea poporului. Vă ce nu înțelegeți? Vă ce cu tot v-ați prostănit? Aha, și mulțumim mai departe, iluminați-ne. În Constituție. Și poporul, cetățenii Republicii Moldova au o modalitate cum își exercită această putere prin alegeri. Da, apropo, țineți minte, într-un an, mai de mult, mult mai de mult, într-un an, sute de mii de oameni și-au exercitat această putere și-au votat un primar legitim al orașului Chișinău, țineți minte? Și o tânără judecătoare cu un reschi rost în cariere, doamna Berdilo, și mulți alții simpatici care au fost în alte instanțe, până la dânsa, după dânsa, o zis că nu, asta nu puterea poporului, asta pe mine Sara m-a sunat, dar nu pot să zic la nimeni. A? Candu nu se referă la asta, nu știu cum ce își spun el. Respectiv, alegerile anticipate, alegerile parlamentare anticipate, care cu regret s-a ajuns la ele, trebuie organizate în timp... Cum pula mea s-a ajuns, blea? El știe că s-a ajuns. Cine ești tu, ciuvac? Cine ești tu? Tu n-ai venit la ședința parlamentului. Sau ești opoziție sau ești prost un perdant care nu vine la lucru. Și... Apropo, urmează să-i curg bani pe card ciuvacului. ...timpul prevăzut de lege, în perioada prevăzută de lege, și asta este singura soluție când cetățeanul Republicii Moldova o să fie cel care o să dea notă partidilor și liderilor care eventual nu și-au ținut promisiunile, care au mințit, care poate au încălcat legea unei din ei, după cum am văzut și astăzi în unele imagini apărute în spațiu public. O, și că aici ne oprim. Tare ne-a plăcut asta. Imagini apărute în spațiu public. Eu cred că voi ați văzut, dacă n-ați văzut, vă recomand. Nu o să vă ia tare mult timp, sunt 3 video deocamdată apărute, care se cheamă Proba 1, Proba 2, Proba 3. Probe care sunt evident montate destul de asincron, cu un sunet care e dubios de nesincer, e tare greu de avut încredere că frazele chiar sunt logic lichite una după alta, mai ales că sunt sărituri de cadru. Probe în care se arată că Dodon s-a întâlnit cu Plahotniuc. 3 video au apărut. În unul, Dodon vorbește despre intenția lui de federalizare. În altul se vorbește despre finanțare, dacă nu greșesc. Anyway, eu nu intru în detalii. Și aici, nie în comun, nu ne ajunge la nivel de informații și comentarii apropo de acest video. Nu știu de unde s-o apuc și cât de tare s-am încredere în acest video odată ce el a fost tăiet. Și odată ce sunt momente de asincron, adică vocea nu corespunde la sunet, panimaite acea mea. Dar, în același timp, nu știu cum să comentez, odată și Dodon nu tare direct s-a referit la acest video. El a zis că da, urmează o perioadă destul de complicată și hot. Am grăit cu cineva din PSRM, apropo de asta, cu un deputat ales și l-am întrebat, băi, ce fac, dar există ceva mai mult decât atât? Voi v-ați referit la asta? Nu, că eram ocupați cu totul altceva. Treaba din Parlament ieri ne-a ocupat prea mult timp ca să putem să ne referim la asta. Și am Dodon, cum s-ar zice, addressed this issue într-un video. Mă tinc el de Point MD a fost făcut, dar el este pagina lui Igor Dodon. El a făcut un share la acest video. El are 4 minute jumate. Cred că aș putea să vă trimit încolo. Așa ca să nu ziceți că e țame. Igor Dodon, asta e unul din share-urile lui. Share-urile pe care el le-a postat. El pe profilul lui personal m-a blocat, dar pe pagina lui publică. Asta este. Так, și aici poză cu familia, ok, dulce, minunat, mă topesc. Pe mine mă miră cum de Dodon n-a zis nică de zodii într-o zi atât de important. Ia că asta e video, de la Point MD. Blea, nu e că știți cu textele astea, per aspera ad astra, to be or not to be, și asta, trebuie un cuncere pe mâine să ieși, și asta, de când curge filozofie și dramaturgie din Dodon? De ce? În acest video, de 4 minute ceva, Dodon vorbește despre... Potriva familiei mele, să le luați în calcul anume din aceste considerente. Despre faptul că noi ar trebui să ne uităm la puștile, la catletele lansate de holding, din punctul de vedere... A faptului, stai că îmi prelung formulez, din considerentele faptului că
Dodon s-a aliat cu acum și bineînțeles că e un fel de chidos pentru PD, că PD-ul a anunțat în briefing că trebuie cu dâns să fac cu PSRM-ul, coaliției parlamentare. Mai în scurt, nu ne-a plăcut că el nu a vorbit propriu zis despre ce și s-a vorbit în video. El a zis acolo de niște planuri de federalizare și a amintit de o înțelegere de acum 2 ani, de o întâlnire de acum 2 ani. Dar acest video sau aceste video, aceste fragmente de video postate par a fi făcute acum, recent, pentru că se vorbește despre adunarea a Consiliului Politic care a avut loc vinerea pe serial meului, despre briefing-ul care după asta trebuie să aibă la vreo ora două a PD-ului, detalii care s-au întâmplat. Ar fi prea mare coincidența ca acum 2 ani să discute despre aceleași fiști. Anyway, eu încă aștept să se vorbească mai pe larg despre asta. Revenind așadar la interviul cu Andrian Candu. Apropo, stai, ca să nu uit un lucru. Deci fii atent ce zici el. Prin alegeri, respectiv alegerile anticipate, alegerile parlamentare anticipate care cu regret s-a ajuns la ele, trebuie organizate în timpul prevăzut de lege, în perioada prevăzută de lege, și asta este singura soluție când cetățeanul Republicii Moldova o să fie cel care o să dea notă partidilor și liderilor care au ținut promisiunile, care au mințit, care poate au încălcat legea unei din ei, după cum am văzut și astăzi în unele imagini apărute în spațiu public. Ia că aici ne oprim. Aici am vrut să ne oprim. Spațiu public. Eu pur și simplu am deschis paranteza apropo de Dodon și aceste video. El a numit publica, televiziunea publică, spațiu public, pentru că la public au apărut aceste video. Prieteni, dacă o să fiți plăcuți și nouă vara asta, pentru că eu o să fiu și poate să ne mai întâlnim, poate o să mai fac un anunț pe Lumina și o să vă adun 2-3 oameni, nu mai mulți. Hai să mergem într-o zi. Eu o să fac un anunț, să ne adunăm la un sfârșit de săptămână, să mai vedem dacă încă mai există televiziunea asta. Mergem la public și zicem, bună ziua, putem să întrem? Venim, luăm un pled cu noi, luăm un picnicioc, ceva, nu trebuie alcool sau casteturi, cuțite, nu trebuie. Un pled, o ghitărușcă dacă vreți acolo, facem niște bantici în păruleț și venim, batem ușă, bună ziua și da, ce vreți, ne întreabă acolo paznicul sau cineva de la secretariat. Sau cum se mai cheamă deja, angajați de la... Noi am venit că am aflat că aici e spațiu public. Se poate să întindem puțin pledul, să stăm la Wi-Fi, la soare, aveți frumos aici condiții. Nu, și nu spațiu public, asta televiziune. Cum nu spațiu public? Bam, și arătăm proba. Aute, domnul Candu, invitat special, a zis, asta spațiu public. Și ne ducem și asta spațiu public. Spațiu public înseamnă, poți cu copilașul să te joci. Dacă, de exemplu, vrei să duci la Dendrariu, dar tu știi că acolo uneori sunt și câini maidanezi și dacă vii de pe vale, sculeanca gardul e prelung, trebuie să înconjori țilene, du-te la publica, la Buicani. Parcare este? Este. Wi-Fi este? Este. Condiții este. Vedete lucrează? Lucrează. Poți cuprinde, să săruți sală, machiaj să-ți faci pe față. Să vezi acolo cu Cristi Tabără, net-net poți să dai mâna. Dacă el reușește să o scoată de unde. Iaca, hai să încercăm acest experiment, să vedem, asta ne dă drum sau nu. Andrian Candu, invitatul special, a zis că ăsta e spațiu public. Eu vreau să-l cred pe dânsul. Cetățeanul este singurul care trebuie să-și spună cuvântul la alegeri. Iaca, formularea asta tot nu-mi place. Cetățeanul este singurul. El vrea să zic că este un singur cetățean și noi știm cine. Despre domnul Plahotniuc, dar trebuie de grei despitați cetățeni, domnul Candu. În aceste condiții, cu toate cele câte s-au mai întâmplat peste zi, putem constata o dualitate a puterii și care ar fi riscurile unei asemenea situații și dacă sunt aceste riscuri, cum pot fi ele evitate? Dana, de ce, Dana? Tu l-ai mai întrebat care sunt consecințele, care sunt riscurile? Ce înseamnă dualitatea puterii? Ce înseamnă dualitatea puterii în Republica Moldova? Ce înseamnă în Republica Moldova dualitatea puterii? Cum împarți tu în două putere în Republica Moldova? Ce înseamnă putere Republica Moldova? Când tot e că așa e de interconectat, Care dualitate? Cine este a doua parte a puterii? Declarațiile lui Țuțu azi de pragul procuraturii. Da, noi aici îți facem alegeri. Noi aici noi singuri să ne alegem Maia Sanda noastră, președintele nostru. Asta au zis, m-am văzut în live la Agora, au zis. Noi aici noi să ne împacem noi, țara noastră ne să ne împacem. Voi acolo țara voastră, noi aici țara noastră. E că mi-e dualitate, înțelegi? Eu motocicl, tu motocicl. Ar fain așa o idee, știi? Să faci la nivel național în Republica Moldova microcomunități. Moldova să devină într-adevăr un proiect federal cu da hrena țări întrânsa. Țara lui Țuțu, țara taximetriștilor, țara foștilor polițiști care au fost importanți la 7 aprilie și am o funcție și mai înalte.
Fiecare să aibă câte o bucățică de țară. E normal. Omul are dreptul la stroică, trebuie să aibă dreptul și la țară. E așa, că trebuie stipulat în Constituție. Apropo, foarte bună idee. Poate așa din acum și pe SRM poate să vină cu niște poprăvci. Așadar, și ce răspunde, sau ce nu răspunde iarăși Candu la o întrebare similară? Noi, pe de o parte, avem un guvern astăzi legal și legitim, guvernul Filip, care, apropo, a ieșit deja și reprezentanții guvernului astăzi în spațiu public și au declarat că vor menține stabilitatea, oamenii nu trebuie să-și facă griji în privința salariilor, pensiilor și proiectele vor continua. Ok, zăibis, normal, funcționează niște aparate în stat, ok, riscuri nu-s la capitolul dat, ok. Și pe de altă parte avem un guvern ilegal, așa numit guvern sau așa numită conducerea Parlamentului, care se află în ilegalitate și cu siguranță nu trebuie să aibă acces, deoarece este o tentativă de lovitură de stat și preluare ilegală a puterii. În cazul de față, așa cum am menționat, singura soluție sunt alegerile anticipate. Nu, cum singura soluție s-a anticipate? Tu ai adus ieri 1000-2000 de oameni în centru, de la Soroca, de la Societatea de Acțiuni S.A. Drumuri Soroca, sau cum se cheamă, care au zis că anticipate înseamnă instabilitate. Și amă, tu zici că asta e unica soluție. Chiar n-ai vrut să-ți dai silința să prelungești alea cu termenul, să mai ai alea cu niște discuții. Poate să mai inviți încă o dată blocul acum la dialog, zici... Nu, vă rog, nu cu PSRM, hai totuși cu noi. Chiar așa, brusc, deodată, de cu vinere, hotărât că gata, ilegal. Când tu singur ai recunoscut că ai purtat discuții cu PSRM-ul. Tu ai purtat discuții cu PSRM-ul, dar șeful tău, Plahotniuc, iese și zice Igor Dodon, PSRM, finanțate din exterior, partide nelegitime. Nu e bine asta deloc. Ciuvac, tu ieri, bled, cu dânși vrei să faci coaliție. Da, da, închide gura, o zi bună. Și, bleați, și cu voi, și gaz, beți voi, și gheb de cănilă, rugumați voi. De ce aveți vise atât de proaste? Eu de curând am ascultat speech-ul unui psiholog, unui doctor în știință, care a zis despre importanța somnului. E că mă, eu le încalc postulatul meu de acum câteva săptămâni. Somnul este foarte important, dar sper să mă las fetele să dormă mai mult dimineața. Dar atunci când dormi puțin, pe bune creierul începe să genereze anumite halucinații. Tu nu funcționezi așa cum trebuie. Pe termen lung se poate schimba chiar structura ADN-ului. Somnul scurt, somnul, deprivarea somnului poate genera după asta și în condiții cancerigene și mai departe. Deci e periculos. Și noi vedem oameni care în ultimele câteva zile e că așa s-au încurcat în declarații. Repet, eu am un copil de 3 ani jumate în casă. Eu pot să am discuții cu acest copil timp de 15 minute, care și e ca așa. Nene mai întâi îmi spune că are nevoie de o jucărie, pentru că dacă vara este ziua mea când bunica face plăcinta, bunica s-a tăiat cu cuțitul și a venit medicul la spital, câinele nu mai are pansamentul la rană, ursulețul a căzut din camion și ai zis și grăiești tu și cu tine. Eu așa reacționez în interiorul meu și în exterior uneori. Și cam mult auzi oameni teferi, cu facultăți terminate, blăd, care nu mai știu, au avut funcții înalte în stat. Și el grăiește asemenea aberații. De ce? De ce asta se întâmplă? E premeditat sau e o deprivare a somnului și asta? E patologie? Explicați-mi, vă rog frumos. Mult ca atât. Ca să știu cum să judic. Eu nu vreau să-l judic de rău, că v-am zis, e simpatic și atrăgător. Astăzi am văzut chiar și probe. Dar să e baltul, blete, ai zis despre asta. În care președintele, așa numitul președinte Igor Dodon, vorbește despre finanțarea ilegală a unui partid, a Partidului Socialiștilor, dacă nu greșesc, sumă de aproape $1 milion pe lună, ceea ce înseamnă că e o încălcare a legii flagrantă legată de finanțarea ilegală a partidelor. În declarația mea pe avere am declarat cam câteva ceasuri de mână, ca cadou le-am primit, că Candu Andrean primește asemenea ca cadouri și dacă e să calculăm un milion pe lună, câte ceasuri pot să-mi iau? Dacă ceasurile împreună costă vreo 25, 30, 40 de mii, bă, dați seama, nu tare multe ceasuri. Respectiv, mi se pare nu tare cinstit că socialiștii pot să cumpere atâtea ceasuri, dar eu nu pot să cumpăr atâtea ceasuri. Pentru că dacă am avea mai multe ceasuri, că acum o zi are 24 de ceasuri, dar dacă ar avea mai multe ceasuri, atunci 3 luni ar fi... Nu 90 de zile, dar un pic mai mult.
De asta îi trebuie mai multe ceasuri. Mm-mm. Ați înțeles? Eu invitat special, dar voi, dar voi poporul, tu cetățeanul ai putere la alegeri, da, aha. Și doi, pune sub mare semn de întrebare legalitatea și legitimitatea alegerilor din 24 februarie. Iacă, asta e cătleta care o așteptam. Deci, pe lângă faptul că pațanii amu grăiesc de anticipate, uite și cătleta el între. Uite și cătleta. Experții trebuie să se pronunțe, dacă nu cumva, acele alegeri trebuie anulate și repetate datorită faptului că în cazul de față avem un partid care a fost finanțat ilegal cu sume imense, astronomice, care a intrat în campania electorală pe o altă poziție mult mai superioară din punctul ăsta de vedere. Tu vezi ce zici eu? Înțelegeți? Ei au avut mai mulți bani, dar noi, uite, săracul Șorblin, cât o cheltuit săracul și ce puțin rezultat a avut. Dar acum ce puțin a cheltuit și ăsta o leacă mai bun. Nu, normal așa, nu, trebuie tot să aibă mulți bani, noi mai ales. Despre ce grăiește el? Deci numai și să greie despre stabilitate și cât de importantă stabilitatea și cât de neînțeles este această noțiune de pediști, s-a trecut la anticipate și amus treci la o nouă catletă, absolut nouă catletă. O catletă care zice despre anularea rezultatului alegerilor și respectiv repetarea scrutinului electoral. Dragii mei, voi întotdeauna vă plângeți chiar că Elon Musk lansează rachete, zboară în cosmos, americanii au societăți de cosmonautică, un altă. Ia câtă la cosmosul el aici, la noi, prezent, pe pământ. Poți să-l atingi uneori. Dana Olejnic este prostă de invidiat, este atât de aproape de cosmos. Dana, aș vrea să te întâlnesc la Chișinău, să-ți dau mâna, pentru că tu atât de aproape ai fost de acest cosmos. Și specialiștii ar trebui să vină cu concluzii și în această privință. Cine sunt acești experți și specialiști? Bă, despre ce grăiești el? Roman Mihăiești Sughița, mu, sau cum? În ce perioadă ar putea experții să se exprime? Dana, tu ești jurnalist. Cine sunt acești experți? Ciuvacu grăiește despre o încălcare a legii și zici că experții ar putea. Și despre ce e vorba? La subiectul ilegalității în primul rând vorbim despre instituțiile care trebuie să desfășoare investigații financiare și penale în privința finanțării ilegale a unui partid. Fiți atenți, în momentul ăsta Candu Iavno se spalește că nu a pregătit un răspuns pentru această întrebare. El trebuie să bage o sperietoare în oameni, sperietoare în contra... cum se cheamă, în inamicii politici de pe scena politică moldovenească, dar mai departe decât atât, el a zis cuvântul experții și specialiștii. Când tu grăiești despre ilegalitate, când tu zici că azi în marșutcă ni s-a furat portmoneu, cred că mă duc la stația de la sectorul de poliție? Nu, mă duc la niște experți și pe urmă vreau să întreb și niște specialiști ce crede despre asta. A, da, bună decizie, da, specialiști și experți trebuie în cazul dat, nu la sectorul de poliție, nu organele care se ocupă cu asta. Și că uite, Candu cum inventează pe loc gol o nouă problemă și noi eroi mesianici care ar trebui să rezolve. Există autorități ca și cele de forță, celelalte care se ocupă în nimic cu evaluările respective, dacă asta a influențat sau nu eventual alegerile sau rezultatul alegerilor. Și dacă... Bleat, el grește despre ilegalitatea, despre faptul că un partid este finanțat din exterior. Asta deja e ilegal. Și amul grește despre o consecință, dacă asta a influențat sau nu, într-un fel, dacă e avantajat sau nu pe socialiști, ei având mai mulți bani. Buhnitură în capul lui. El e jurist, băi, omul ăsta a făcut facultate. Omul ăsta a făcut facultate. Jesus. Tu zai seama cum funcționează holdingul ăsta. Băieți, hai să ne adunăm, hai să grăim. Da, ce idee aveți? Nu, în primul rând, ce zi azi? Sâmbătă, duminică? Nu, azi e duminică. Nu, hai să zicem că azi e sâmbătă. Ok, bun, azi e sâmbătă. Anunță la Curtea Constituțională. Se declară neconstituțională decizia de a avea săptămâna de 7 zile compusă din 7 zile. A 7-a zi a săptămânii se declară a 6-a zi. Bun, primul lucru rezolvat, a doilea. Știți, eu azi m-am băit și apa care se scurgea, la început era udă, după asta când se scurgea și m-am șters, deja era uscată. Asta înseamnă că ea nu este tot timpul udă. Liber declarăm, apa nu este tot timpul udă. Atunci când se scurge, nu mai este. La publică sunt probe. Da, l-am filmat cum se scurgea. Mersi. Ce e asta, bine? Păi,
Sau poate, nu știu dacă ați văzut filmul Baby Boss, sau cum se cheamă ăsta, bleacă, cum chiii s-au uitat de câteva ori în casă. Poate iau, în afară de tăți plahotniușii și poale lungii care se ladășă în partid, poate există vreun copil de ăsta, vreun evil mastermind care conduce tot asta. Asta miroase a gânduri de copii. Serios, parcă sună a vorbe de un copil de 3 ani jumate care încearcă să conducă o țară. Eu fix așa grez cu Magda, paverte. Dacă cumva se constată că asta putea să influențeze mult rezultatul alegerilor, bănuiesc că în cazul de față ar trebui luate unele decizii, inclusiv privind anularea alegerilor din 24 februarie. Cu regret s-a ajuns la așa ceva. Regret. Dar asta se datorează și minciunilor și fățărnicii, cinismului. Îl sună sârbă, picandu și... Alo? Ce oră acum? E 50:40. Ok. Ce faceți? Am puțin regret. Da, și la mine regret. Nu bine, cu regret trebuie să încheie conversația. Da, la fel și eu, cu regret. Ok, hai, ne vedem mâine. Dar ce o să aduceți? Niște regret. Bun, dar dumneavoastră ce o să aduceți? Tot regret. Salată de regret, școleacă de vinegret și o să fie vine cu regret. Bun, ne vedem mâine. Și partidul regretelor, băleai, tot la noi știți de triși sărașii. Comportamentului deloc lipsit de interes personal, numai nu la interesele statului și a cetățenilor s-au gândit cei care au făcut toată mascarada asta în 3 luni de zile și astăzi. Parcă ar gândi despre dânsul. Domnule Candu, vă mulțumim pentru prezența în studioul Primelor. Și eu vă mulțumesc mult și o seară bună și dumneavoastră și cetățenilor. Vă mulțumesc. Dana, eu ție-ți mulțumesc foarte mult pentru această prezență. Și sper să-ți amintești de site-ul dexonline.ro și de faptul că poți tare repede scrie cuvântul jurnalist, să cauți ce înseamnă asta, după asta să încerci să cauți pe alte surse ce înseamnă asta și să vezi dacă te regăsești în definițiile acestui cuvânt. Pentru că și aici ai făcut omul cu Andrean Candu, o arătat ca o discuție ca... Nu știu dacă voi ați avut asemenea situație, dar eu am avut asemenea situație. Eu trebuia să mă despart de cineva pe care nu iubeam, dar nu puteam să spun direct asta în față. Și trebuie să întrețin niște discuții lipsite de sens, nesincere. Și că dialogul Danii cu Andrean Candu a arătat cu un fel de... Bleai, da, el e infantil, el e bolnăjor, eu nu vreau să am cu dânsul nimic de-a face. Dar eu o să-l întreb, că ceva și pe urmă să-i zic bună seara și atât, la revedere. Dacă să analizăm asta din acest punct de vedere, atunci da, Dana e de apreciat. Ești foarte milostivă și blândă cu oameni care suferă, care regretă, oameni precum Andrean Candu, Sergiu Sârbu, atunci da, atunci maladeț, Dana. Dar în caz contrar, dacă tu vrei să consideri asta buletin de știri, cel mai urmărit buletin de știri, retransmis în țară, blin, atunci puneți o plașcă, știi, când era erotică la TVT și când eram adolescent, scrie plus 18, ok, înseamnă că trebuie să ascult cu urechea din zal dacă mama cu tata o adornit și, cum s-ar zice, mă așteaptă o seară lungă, plină de imaginație. Puneți și voi un plus 18 acolo sau, atenție, acest program conține idei absurde, vă rog, nu luați în serios invitații speciale din platou, știi, ca să-i păzești pe oameni de anumite reacții, pentru că nu știi ce scrieți. Tu vezi un om matur, da, auzi un copil, vreo de Andrean Candu, vreo de costum, dacă încolo nu sună deloc a om matur. Iată, tare am insistat să vedeți această bucățică de video, acest reportaj, e din întregul buletin de știri al seriei de ieri, la Prime. Precum am mai spus, sute de titluri care până mă curg, eu n-am, cât eu stau cu voi, cât a durat live, 48 de minute, câtă live am cu voi, ce-am făcut eu? Scuzați. Câtă live am cu voi, n-am reușit să mă uit ce se mai întâmplă, dar din ultimele detalii, în centru se adună pațanași simpatici, l-am urmărit dimineața pe Țuțu, el și-a schimbat chepca, ieri avea alt chepca, azi deja are chepca albă și vreau să vă arăt ieri o băcățică de video filmată ieri de cei de la TV8. Super bravo, apropo, care a reușit să versă lunină peste mai toate evenimentele, peste mai toate întâmplările. Și vreau împreună să ne uităm la acest video și iarăși să urmărim cât de departe de sinceritate și inteligență sunt reprezentanții Partidului Democrat. Cred că putem să facem așa.
Este video cu Țuțu. Stați o leacă. Stați mai sigur. Taman. S-o trebuit, ei. Dacă vezi, la publica este regie mult mai ușor, dar tu ești singur, noaptea, te prăpădești, Andriuha. Prăpădești. O clip, dați-mi. Răgaz, ia câtă-l. Țuțu la TV8. E super scurt, 43 de secunde, mai degare, acest video. Oameni să vadă cine socialiști, cine acum, da, mâini, voi mâini. Eu, în general, la partidul ăsta lui... Stați alea, că eu încerc să-l... Ok, stai că e prea mare Țuțu. Așa-i bine? Se vede bine? Se vede bine. Ok. Sunetul nu e perfect că e înregistrat, vedeți chestia asta albastră, e înregistrat de la microfonul de la telefon, microfonul de la căștii de la telefon al lui Sergiu Niculiță, presupun eu. Doamne, să vadă cine socialiști, cine acum, da, mâini, voi mâini. Eu, în general, la partidul ăsta lui Năstase spun partidul Dom2, că numai life-uri fac. Oamenii mor de foame pe sate, vor drumuri, vor canalizații. Dar ei numai life-uri. Unii mai sunt deputați în lume sau lideri politici care fac life-uri. Ne oprim aici? Hai să ne oprim aici, pentru că Constantin Țuțu probabil retoric s-a întrebat, dar noi vrem chiar să-i răspundem. Noi vrem să-l luăm în serios și să-i răspundem. El întreabă, unde mai sunt deputați în lume care fac live-uri? Unde mai sunt? Chiar la tine în partid, Constantin. Chiar la tine în partid. E că, uite, dacă nu mă crezi, vreau să-ți recomand să intrăm pe pagina sus pomenitului, sus menționatului Handrian. Stai, Oleac, ia câte-o. Așa, ia uite, pagina lui Handrian Candu, oficial, și greștele aici? Luând în considerare nereușita acestor negocieri. Ok, pa, anyway, și-am vrut să vă arăt. Pagina lui Handrian Candu, mergem la videos, secțiunea videos, apăsăm la secțiunea videos, da? Și urmărim, nu știu, aleator, hai să frunzărim printre video, hai să apăsăm pe acest video. Dacă apăsăm pe acest video, se cheamă Fapte, nu vorbe. Stai că așa tușește, Ciubuc Nicolae tușește și noi te mai l-am prins. Uitați-vă, cursorul de la mouse nu se vede, dar uitați-vă în colțul dreapta, unde scrie Fapte, nu vorbe. Andrian Candu was live. Nu live, Constantin. Tu ai zis live, fac life-uri. Life în engleză înseamnă viață, dar când tu ești live, tu ești în direct, scrie cu V la urmă. Da, asta nu e important. Sunt sigur că tu și-a obținut o limbă, o cunoști. Sau... Sper. Deci, Andrian Candu was live. Voi să spuneți, băiatul, e un singur live, nu socat. Nu, bun, singur live, dacă singur live. Hai să iar să apăsăm următorul video. Că, na. Opa, și scrie aici în dreapta. Andrian Candu was live. Eu adus mai vedem un video. Dă-i și Eu nu vreau. Opa, stai că este video înregistrat. Aici nu e live, aici Candu de-am apăsat. Hai pe pista să vedem, că calitatea parcă e de live. Calitatea de live, ia uite la dânsul. Bună seara, prieteni! Suntem încă la Orhei, după o zi. Bună seara, sunteți la Orhei. Ai, n-ar strica și la pruncul. Știți, și aici was live. Deci, Constantin, da? Nu știu dacă el ne urmărește acum. Eu vreau să cred că Țuțu Constantin, în cadrul Partidului Democrat, nu este ținut într-un regim foarte militaresc. Știi? Eu vreau să cred că șefia Partidului Democrat nu e dură cu dânsul și îi dă voie să aibă Wi-Fi. Dacă nu, la același Orhei pe duc acolo, este gratuit. Și poate să vadă un live al emisiunii Lumina și poate să convingă că mai sunt deputați. El și-a întrebat, mai sunt deputați? Dar ei numai life-uri. Unii mai sunt deputați în lume, sau lideri politici care fac life-uri. Oamenii lăsați chinuiți, vai de capul lor, ei vor cât mai repede guvern, vor pensii, vor salarii, nu vor domn Zva. Și domnul Candu. Nu știu dacă voi observați, dar pe chepca lui Țuțu scrie Bentley. Dacă tot oamenii sunt chinuiți la țară și vor drumuri, Bentley, chepcă, deputat, protest. Preferă să facă live-uri. Vă spun ce fac ei. Bleași reacții, stai leac. Încă o dată, asta e genial, bravo Sergiu. Sergiu Niculiță la TV pur și simplu l-a plecat pe Țuțu magistral. Stai leac. Nu vor domn Zva. Și domnul Candu preferă să facă live-uri. Eu vă spun ce... Hai, lăsați.
Eu vă spun ceva aici, vă spun ce, nu vă spun ce fac ceilalți, eu vă spun ceva aici, chiar nu înțelegeți ce fac aici, că ceilalți fac ce fac, dar eu ce fac, ce fac, ce ați spus? Bălea, ce fac? Ce-o avut? Recunoaște-le și cu tine, măi, om matur. Îți vrem ghinele, nu e că serios, cu ghine vinim la dânsul. Vrei să ai concetățeni sănătoși cu care să ai un dialog, știi? Fac ei, și toți deputații ăștia. Noi muncim, muncim în fiecare zi cu oameni, în sate, grădiniță, școală, drum, muncim. Și botii de asta este menirea unui deputat, să muncească. Vă mulțumesc, v-am răspuns la toate întrebările. Fantastic, fantastic, fantastic acest personaj. Fantastic și de temut în același timp. E de râs, dar și de plâns. Se adună un pasanaj care zice, băi, ce fac este... El cred că are deja vreo 5 școli sportive în toată țara. Sau poate chiar mai mult, știu că are la Cahul, la Soroca, la Chișinău este clubul ăsta de sport. E o leacă de temut, ceasna, tem, că vrei să porți o discuție cu cineva și zic, păi bă, ală una, bă. O leacă e riscant. Dar e că el există, el pretinde că e protestatar, că luptă pentru țară, de-ar mai înțelege și scoate pe gură, de-ar mai înțelege și scoate pe gură. Asta ar schimba atât de multe. Oh, wow. Prieteni, eu repet, foarte multe noutăți despre care am putea să vorbim cu siguranță și amu sunt foarte multe și eu poate vă fur atenția pentru că voi ați putea fi ațintiți la surse de știri o leacă mai obiective decât sunt eu, o leacă mai profesioniste, o leacă mai pregătite. Vă recomand să urmăriți și aici fac portalurile de știri, vă recomand să urmăriți televiziunile de la noi, toate televiziunile, serios. Chiar vă recomand, pentru că asta v-ar ajuta să cântăriți o leacă și să vedeți cine și parte trage ogheală. Și nu știu dacă e de teapa mea sau e de competența mea să vă recomand, dar eu personal am ales pentru mine încă să nu distup nici o șampanie, cu toate că foarte multă lume este pe un val de ăsta de hei, 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 tara, din, 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 din. Eu continui să cred că încă e de vreme de sărbătorit propășirea Republicii Moldova. Oricare, oriunde și oricât de rapid ar fi această propășire. Cred că încă mai sunt tare multe de rezolvat. Să nu ne îmbătăm atât de ușor, este mult de lucru. Evul mediu nu a trecut pentru foarte mulți concetățeni din Republica Moldova și este important să înțelegem asta. Este important să nu împroșcăm cu ură unul în altul, dar să înțelegem cine sunt dirijorii, cine sunt ciuvacioșii care se iau prea tare în serios și beneficiază de televiziuni, de media coverage, de finanță, de camere ascunse. Da. Și hai să sperăm că ce aici se întâmplă azi are urmări frumoase. Sau ce aici s-a întâmplat ieri are urmări frumoase. Și au obținut numele democrației. Pentru că tu ai văzut cum pentru prima dată cineva care este total opozant. Acum câțiva ani tot videi tu, pe Maia Sandu și pe Igor Dodon în platou televiziunii TVM și tu videi pe Igor Dodon care invită pe Maia Sandu la film super grețos. Tu videi pe Maia Sandu care nu dă mâna cu Igor Dodon. Total awkward și nepaniatna din punct de vedere politic ce înseamnă asta. Și am mult, ai văzut doi oameni care au dat mâna în numele la ceva, tu vezi socialiștii care grăiesc despre cât e de dificil această decizie al Dodon. Anyway, e tare ușor să cădem în plasa fie a celebrării extraordinar de puternice și extraordinar extraordinar de pronunțate acestui eveniment, acestor evenimente care se întâmplă. Și este riscant să cădem în plasa victimizării unor politicieni care putem să-i credem, da, că li-i greu, că e că au mers la acest pas, dar rebeata, voi ați fost conștienți de ce aici vă așteaptă. Voi v-ați apucat să luptați cu cineva tare serios. Și acest om tare serios, dar neserios în ceea ce scoate pe gură, a băgat mulți bani. Și atunci când bagi mulți bani, știi că într-o relație. Eu dacă ți-am dat un el cu diamante, tu nu poți să nu faci sex cu mine. Am un riep de trebuie să te căsătorești cu mine. O investit omul. Cât mai mult investești, cât mai tare ți-i drag obiectul în care investești. Și vrei, nu vrei, ghearele sunt încleștate. Așa că tare greu va pleca cineva care și-a încleștat ghearele. Vot. E o chemare la să păstrați încă șampania pentru... Poate pentru Revelion, nu? E Disney. Poate atunci îți vrem să șocnim ceva. Da, păstrați-o la răcoare. Între 4 și 10 grade, ok? Și păhărele vezi de astea, normal. Și să nu credeți că șampania trebuie să fie dulce. Șampania trebuie să fie brut. Nu dulce. Dulce asta noi ne-am învățat de la Uniunea Sovietică să... Nu puneți niere sau ceva, nu stricați. $40 sticla. Vă cuprind,
Vă mulțumesc foarte mult că ați urmărit această transmisiune. Vreau să închei cu niște cuvinte a unui prieten de-a nostru pe care deja îl cunoașteți. Добрый день. Позади 40 километров. Ребята, крутите педали, пока вам не дали. Всем доброго дня. O băcățică de postare de pe Instagram, destul de profetică. Crutim pedale păca vă ne dale, dragă Constantin Țuțu. Mulțumesc tare mult patronilor emisiunii Lumina, cei care sunt... Ei, s-a blocat semnul. Nu, ce tăcoi? Nu, de ce tăman în momentul ăsta când eu vreau să... Nu, de ce? Nu? Ne-a zis lumea, blin. Ne-a zis. Ia de să mai încercăm o dată. Ce greșeli se întâmplă în emisie direct, Andreuha, nu ți-i rușine. E ca așa trebuie să niște, frumușel. Mulțumesc patronilor emisiunii Lumina care susțin proiectul, emisiunea Lumina și indirect proiectul Internetul Grăiește financiar în fiecare lună. Noi avem un grup secret acolo unde mai împărtășim niște noutăți. Ei primii, patronii primii au aflat, deși eu azi n-am reușit ieri să fiu activ pentru că aveam dimers la dansuri cu fetele. Dansurile s-au terminat, mâine mergem la Luda la piscină. Încă ocupații, trebuie să fiu cu fetele. De asta vă rog, e ca 7 aprilie, normal, s-a întâmplat în timp săptămânii. Dar amu e ca și e. Ce ați ales voi în weekend, e ca sâmbătă? Nu se putea o leac de ținută, că până luni, eu înțeleg că curtea constituțională v-a grăghit. Dar gândiți-vă și la cei din diaspora. Alt fus orar, alte ocupații, copchii, familie, un altă. Dragă Andrean, dragă Constantin, crutiți pedale, dar crutiți tak, știu, mă v-am dale. Hai, v-am cuprins. Mersi tare mult că v-ați făcut timp să urmăriți acest video. Cei care n-ați reușit, sper să-l arunc după asta pe YouTube în întregime. Bye, bye. Numai bine. Ciao. Dion se închide.